Bună ziua! Mă numesc Sighe Clara, am venit de la Târgu Mureș la dumneavoastră pentru a face o scurtă prezentare despre noua medicină germanică și despre doctorul Hammer, cel care a desfășurat tainele funcționării biologicului uman. Poate că pare ciudat la prima vedere faptul că vorbim despre desfășurarea tainelor biologicului uman, întrebăm ceilalți din științele medicale oare ce au făcut până acum. Noua medicină germanică sau noua știință a vindecării, cum îi mai place să îi spună doctorul Hammer, pune într-o nouă lumină tot ceea ce înseamnă boală. Putem afla cum putem să ne vindecăm de toate bolile cunoscute, începând de la o simplă răceală până la temutul cancer, de la alergii până la boli psihice. Înainte de a începe, aș dori să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați auzit despre noua medicină germanică sau despre doctorul Hammer? Mă bucur din suflet, pentru că doctorul Hammer a descoperit aceste lucruri acum 30 de ani, a și fost întemnițat din cauza aceasta, înseamnă că a descoperit un lucru foarte important. Acum 30 de ani eu aveam 11 ani și eram la vârsta la care se puneau întrebările ce dorești să te faci când vei fi mare și îmi imaginam că voi avea o contribuție importantă în această lume, că voi descoperi un lucru extraordinar care să ajute foarte mulți oameni în suferință. Nu vreau să vă șochez, nu am reușit acest lucru, însă a făcut-o doctorul Hammer. Descoperirea doctorului Hammer este comparabilă cu cea a lui Galileo Galilei. De data de 5 octombrie 1981, azi suntem în 5 noiembrie, deci acum 30 de ani, el a făcut pe postul de televiziune RAI o afirmație foarte importantă și anume că a descoperit mecanismul formării cancerului. Cu această descoperire el răsoarnă întreaga medicină științifică cu susul în jos. Pentru a afla mai multe și pentru a avea noțiuni introductive despre această nouă știință medicală, eu vă recomand să citiți această carte, Medicina cu susul în jos și dacă Hammer avea dreptate, scrisă de doi medici, Giorgio Mambretti și Jean Serafin. Ei au studiat medicina germanică, au aplicat-o pe foarte mulți pacienți și au avut curajul să editeze această carte. Această carte în limba română a apărut abia la începutul anului 2010 prin grija editurii evoluționiste care o reprezint și este singura de acest gen din România. Pentru prima oară despre doctorul Hammer eu am aflat despre într-o tabără de mod de viață sănătos de la Andrei, cel care este editorul șef, unde am înțeles că un doctor din Germania a descoperit mecanismul dezvoltării și în același timp a găsit metode pentru a remedia această problemă. Venind acasă din tabără, am căutat pe internet informații și nu am găsit decât în limba maghiară, în limba engleză și în limba germană. Am studiat aceste site-uri și mi-am dat seama că sunt informații neprețuite care ar trebui să le afle toată lumea, însă dacă nu există ceva scris în limba română, este foarte greu de răspândit această nouă paradigmă a vindecării. Nu a trebuit să așteptăm prea mult pentru că Andrei a reușit să contacteze editura Amrita din Italia și a obținut dreptul exclusiv de a traduce și de a publica această carte și în limba română. De fapt, a fost publicată până acum doar în limbile italiană, franceză, spaniolă și maghiară. Și acum, spre bucuria noastră din 2010, avem și limba română. De atunci, de la apariția acestei cărți, am organizat foarte multe seminarii și tabere aproape în toată țara, pentru că țelul nostru este ca această informație să ajungă la toată lumea, să o poată folosi absolut toți,
nu numai o elită care ne conduce. Dumneavoastră, de ce credeți că a făcut pușcărie doctorul Hammer? Pentru că a descoperit că organismul este în stare să se vindece singur. Ori dacă toată lumea, gândiți-vă dacă toți oamenii de pe pământ ar afla că de fapt ei se pot vindeca singuri, marile concerne farmaceutice, cui ar mai vinde medicamente? Ei au făcut tot posibilul ca noi să devenim dependenți, dacă se poate, o viață întreagă de medicamente și de tratamentele, respectiv soluțiile oferite de aceștia. Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar afla că, de fapt, ne putem vindeca singuri? Medicii ar fi coborâți de pe piedestalurile, unde sunt Dumnezei ai vieții și ai morții, ar deveni niște meseriași pricepuți, care ar trebui să ne asiste în procesele de vindecare, ar trebui să știe să ne pună un diagnostic corect, pentru că este foarte important ca punct de plecare, și să intervină chirurgical doar atunci când este absolut nevoie. Deci nu la modul cum se întâmplă în zilele noastre. Ca și o semn de întrebare. Dacă doctorul Hammer a făcut pușcărie din cauza acestor descoperiri, și veți vedea că și un alt medic canadian care a scris cartea Mafia Medicală tot așa a făcut pușcărie, înseamnă că au descoperit un lucru foarte important, lucru de care lumea nu ar trebui să știe. Haideți să facem o scurtă prezentare și să vedem cine este doctorul Hammer. El s-a născut în 1935 în Germania, a studiat teologia și medicina la Universitatea din Tübingen. S-a specializat în psihiatrie, neurologie și medicină internă. A scris o teză de doctorat despre tumorile cerebrale. El a fost pasionat, dacă aș putea spune, despre tot ceea ce înseamnă psihoză. În 1978, pe 18 august, pe vremea când era internist șef la Clinica Oncologică a Universității din München, primește vestea șocantă că fiul său, Dirk, a fost împușcat. După 111 zile de agonie și nenumărate intervenții chirurgicale, acesta va muri în brațele tatălui său. Câteva luni mai târziu, doctorul Hammer va fi diagnosticat cu cancer testicular și cum nu a fost niciodată grav bolnav, a înțeles imediat că pierderea tragică a fiului trebuie să aibă legătură cu dezvoltarea cancerului său. El a început să investigheze istoricul pacienților săi și cu foarte mult tact și delicatețe a întrebat mai întâi pacientele de la secția de ginecologie dacă înaintea dezvoltării formațiilor canceroase au suferit și ei la rândul lor un eveniment ieșit din comun, stresant, copleșitor în viața lor și a descoperit că așa este. După aceea, la clinica, o altă clinică unde a avut posibilitatea să investigheze pacienți cu cancer pulmonar, foarte repede a înțeles că nu au făcut cancer pulmonar din cauza tutunului, a fumatului, ci din cauza unui conflict legat de o frică, o teamă de moarte. Au observat că pe computer tomograf s-au văzut niște formațiuni care, dacă s-ar fi folosit substanță de contrast, diagnosticul ar fi fost clar de tumoare cerebrală. Fără substanță de contrast, în schimb, se văd niște cercuri concentrice ca niște unde atunci când aruncăm o piatră în apă. Și-a observat că pacientele de la secția de ginecologie aveau focare Hammer în anumită parte a creierului, pacienții cu cancer de plămâni au avut într-o altă parte, deci a început să vadă legătura dintre acestea. Deci este o știință empirică. Deci tot ceea ce a descoperit el este pe baza observațiilor clinice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. El denumește descoperirile sale cele 5 legi biologice și le protejează sub, în mod legal sub denumirea de New German Medicine, o medicină germanică.
Foarte încântat și entuziasmat de cele descoperite, în 1981, pe pune la facultatea de la Tübingen, unde a studiat medicina, unde a obținut doctoratul, depune o teză postdoctorat cu privire la cercetările sale. Anexează 200 de fișe ale pacienților săi, plus alte 70 de cazuri detaliate, contrasemnate de medici și de la diversele secții care au constatat și au verificat în prealabil cele afirmate de doctorul Hammer. Lucru curios, anul următor, în 1982, toate aceste fișe medicale vor dispare. Facultatea refuză verificarea cercetărilor doctorului Hammer, un caz nemai întâlnit în istoria medicală. Și astfel, oamenii sunt privați de descoperirile extraordinare a doctorului Hammer și medicina științifică, cea clasică, își continuă traiectoria de până atunci. Calvarul doctorului Hammer atinge punctul culminant în 1986, când se retrage licența de a practica medicină, motivul fiind refuzul său de a renunța la legea de fier a cancerului și de a practica medicina clasică. În 1997 este internițat pentru 12 luni sub pretextul că a dat sfatul unui bolnav, în ciuda faptului că era sub interdicție de a practica medicina. Un lucru curios, cel care l-a împușcat pe fiul său a fost prințul de Savoia. După 13 ani de judecată, a fost condamnat pentru port ilegal de armă. Și doctorul Hammer, pentru că a făcut această descoperire extraordinară, a fost chiar de două ori indemnizat, mai mult de un an de zile. Însă, în 1998, Universitatea din Târnava, Slovacia, va confirma în mod oficial eficacitatea acestei noi medicini și se recomandă aplicarea pe scară largă acesteia. Nu cred că cineva dintre dumneavoastră ați auzit despre aceste lucruri. Apoi din nou este închis între 2004 și 2006, tot sub acest pretext că practică medicina în mod ilegal. Haideți să vedem cele 5 legi biologice. Prima lege se numește legea de fier a cancerului. Șocul emoțional este detonatorul. Deci, toate bolile sunt declanșate de un șoc emoțional care, în onoarea fiului său, le-a numit Dirk Hammer Syndrome. Dirk era numele băiatului Hammer, numele de familie, și sindrom este sindromul DHS. Pentru ca boala să se instaleze, este nevoie să fie îndeplinite simultan 5 criterii. Deci, acest conflict trebuie să fie trăit în mod dramatic, stresant, intens, perturbator, copleșitor. Acest conflict apare pe neașteptate, surprinde individul total nepregătit, precum un fulger din cerul senin. Are un conținut conflictual, menține individul captiv, într-o stare continuă de stres, care îl domină în totalitate. Este trăit în solitudine, individul fiind incapabil de a-și împărtăși lui însuși sau altora sentimentele trăite în momentul șocului. Iar al cincilea criteriu, că nu are rezolvare imediată. Conținutul psihologic al conflictului determină în ce zonă a creierului va avea loc impactul, formând acele cercuri concentrice care se numesc focare Hammer, care, cum am spus, sunt vizibile și pe computer tomograf. Foarte important de subliniat că fără substanță de contrast. Ori, creierul este centrul de comandă al organului în care s-a instalat boala. Deci totul se întâmplă pe trei nivele, în mod simultan. În psihicul nostru, în creierul nostru și în organ. Toată lumea știe că bolile au origine psihosomatică. Deci toată lumea este absolut uzuală, se știe. Însă doctorul Hammer a găsit dovada că legătura între psihic și corp o face creierul, centrul de comandă al tuturor organelor. Deci dovada este vizibilă pe computer tomograf. Datorită educației pe care am primit-o, nu prea am fost încurajați să vorbim despre sentimentele noastre.
Deci ca și o primă metodă de a rezolva cât mai repede un conflict este să ne descărcăm sufletul, dacă aș putea spune așa, vorbind despre emoțiile care le-am trăit în momentul șocului respectiv. De exemplu, m-am simțit umilit, am simțit nedreptățit, eliminat, marginalizat. Deci o sumedenie de sentimente pe care le putem trăi în momentul în care se întâmplă acel șoc. Deci conflictul este nu acel conflict în care avem altercații cu cineva, este un conflict între mine și mine însumi. În sensul că este un conflict între psihicul meu și creierul meu. Dacă cu toții am avea un nivel de conștiință foarte ridicat, am fi niște Buddha, atunci la orice s-ar întâmpla în viețile noastre, am spune, este foarte bine, este în regulă, accept. Nu ne-am provocat absolut niciun conflict și nu ne-am putea îmbolnăvi. Însă, deocamdată nu avem acest nivel de conștiință și mai mult decât atât, celulele noastre reacționează în mod automat pentru că treaba lor este să aibă grijă de noi. Și atunci nu este foarte dificil de a declanșa un șoc emoțional. Cea de-a doua lege a doctorului Hammer, pe scurt, fiecare boală este compusă din două faze. Un pacient care nu și-a rezolvat conflictul se găsește în prima fază, numită faza rece sau faza activă a conflictului, în care predomină sistemul nervos simpatic și se manifestă prin extremități reci, stres, pierdere de greutate, îngreutate, insomnie. Dacă reușește să-și rezolve conflictul, automat intră în faza a doua, în faza de vindecare sau faza caldă, care se mai numește și faza de conflict rezolvat, în care predomină sistemul nervos parasimpatic, responsabil de regenerarea organismului, ce se manifestă prin boli calde, febră, inflamații însoțite de dureri, erupții cutanate, reumatism, etc. În această fază revine pofta de mâncare, suntem mai obosiți, avem nevoie de mai mare de somn, toată energia este îndreptată pentru refacerea întregului organism. Deci, unica funcție a oboselii este de a garanta supraviețuirea noastră. Chiar la început era un citat de doctorului Hammer, care spunea că oamenii nu mor din cauza cancerului și nici din cauza agenților patogeni, a virusurilor și a bacteriilor, ci din cauza fricii și a epuizării. Deci, atunci când suntem în faza rece, sau faza activă a conflictului, organismul este pus la 220 în încercarea de a găsi toate resursele pentru a rezolva problema. Pierderea locului de muncă, evacuarea dintr-o casă, un divorț neprevăzut, deci toată energia este îndreptată spre a rezolva conflictul. Este clar că nu avem poftă de mâncare, nu putem să dormim. Însă, lipsește cu desăvârșire faza de refacere care ar trebui să se întâmple noaptea. Și dacă stăm foarte multă vreme în această stare de stres, fără refacerea organismului nostru, normal că ajungem la epuizare. Abia atunci când rezolvăm conflictul, organismul în sfârșit are posibilitatea să-și refacă resurse energetice epuizate și din cauza aceasta avem nevoie foarte mare de somn, avem poftă de mâncare și totul începe să reintre normal. Însă, caracteristica acestei faze este faptul că avem simptome. Deci abia în această fază ne simțim bolnavi. Și gândiți-vă, ori de câte ori ați avut simptome sau dureri, a apărut teama, panica, vai de mine, ce se întâmplă cu mine, m-am îmbolnăvit, ce mi se va întâmpla? Ori în lumina acestor descoperiri ar trebui să ne liniștim. Deci dacă am simptome, înseamnă că mi-am rezolvat conflictul. De foarte multe ori le rezolvăm la modul inconștient. Se găsește o soluție. Alteori trebuie să muncim, trebuie să luptăm să rezolvăm conflictul. Am și spus de multe ori că nici mai contează care a fost conflictul, important este că s-a rezolvat din moment ce suntem bolnavi. Și atunci trebuie să ne bucurăm și să avem răbdare ca organismul să aibă timp să se refacă. Deci dacă am fost într-o stare de stres, foarte multă vreme, mai multe săptămâni, poate chiar mai multe luni. Este normal că nu pot să-mi revin în 2-3 zile. Mergem la mine la doctor să ne dea 2-3 pastile și vrem să fim funcționali din nou. Nu funcționează așa, nu așa merge. Organismul are timp să are nevoie de timp ca să se refacă. În această diagramă se vede foarte frumos, de exemplu, prin
ritmul normal de zi și noapte, în care în partea de sus a sinusului, da, avem funcționează sistemul nervos simpatic, atunci când suntem în 2-20 și suntem foarte activi la serviciu, la școală, unde avem noi treabă de făcut, seara când ne punem în pat, intră în funcțiune sistemul parasimpatic sau vagotonic, vag, în care se refac toate organele care au fost epuizate sau folosite de-a lungul zilei. Aici este momentul conflictului nostru emoțional, DHS, Dirkheimer Syndrome, da? Și observați că această curbă, deci intensitatea, stresul, cât la ce nivel se ridică și că în partea de jos lipsește cu desăvârșire faza de refacere. Și gândiți-vă, dacă stăm noi așa mai multe săptămâni, mai multe luni, cam ce consecințe poate avea asupra organismului nostru? Aici RC înseamnă rezolvarea conflictului. Deci dacă aici au trecut, de exemplu, 2 săptămâni între declanșarea conflictului și rezolvarea conflictului, aproximativ de 2 săptămâni avem nevoie pentru a ne reface. Deci aici este faza rece, în care nu avem poftă de mâncare, nu dormim și suntem foarte stresați. În această perioadă, în schimb, suntem obosiți, trebuie să mâncăm, să dormim, să ne refacem. Această etapă, după rezolvarea conflictului sau faza caldă, aici am spus că apar simptomele, cu perioada de transpirație, cu creșterea temperaturii pentru a multiplica bacteriile și ciupercile dacă avem nevoie de ele. Punctul culminant este criza epileptoidă, în care acel focar Hammer este expulzat de pe creier, după care urmează perioada cicatrizării. Întotdeauna vor rămâne cicatrici pe creierul nostru, nu nicio problemă. Da? Și la sfârșitul perioadei de vindecare apare o febră foarte ridicată, ce credeți, care este scopul acestei temperaturi foarte ridicate și tot timpul intrăm în panică? Pentru a reduce nivelul microorganismelor la acel nivel optim în care sunt în echilibru organismul nostru. După care se reia ciclul normal zi-noapte, până la următorul conflict. Și o luăm de la început. A treia lege se numește sistemul ontogenetic al tumorilor și al bolilor echivalente cancerului. Explică corelația existentă între psihic, creier și organe în contextul embrionar, ontogenetic și evolutiv al dezvoltării organismului. Sublinează faptul că nici locația focarului Hammer, nici proliferarea celulelor sau pierderea de țesut ca urmare a noului Dirkheimer syndrome nu sunt accidentale. Sunt integrate într-un program biologic special care are sens. Pentru a înțelege mai bine această lege, haideți să vedem ce înseamnă ontogeneza. Ontogeneza studiază dezvoltarea individului de la stadiul de embrion până la vârsta adultă. În a 17-a zi, discul embrionic plat este compus din 3 straturi, endodermul, mezodermul și ectodermul, din care se vor dezvolta treptat țesuturi și organe. Doctorul Hammer a descoperit faptul că evoluția bolilor are legătură cu stratul embrionar din care se dezvoltă organele. Deci organele care s-au dezvoltat din endoderm și mezoderm în faza activă a bolii se manifestă prin multiplicare celulară, diagnosticul este cancer, însă după rezolvarea conflictului, tumorile vor fi descompuse cu ajutorul microorganismelor. Organele care s-au dezvoltat din ectoderm în faza activă se observă scăderea numărului de celule prin necrozare sau ulcerare sau diminuarea funcției unui organ mergând până la oprirea lui, iar după rezolvarea conflictului, în faza de vindecare, tot cu ajutorul microorganismelor, țesuturile se refac, se reconstruiesc și în acest caz diagnosticul este cancer. A patra lege. Sistemul ontogenetic al microbilor, care sunt muncitori specializați în serviciul creierului. Explică rolul benefic al microbilor, care sunt agenți necesari pentru recuperarea sănătății, și modul în care aceștia sunt corelați cu cele 3 straturi germinale embrionare în timpul fazei de vindecare sau de reface a oricărui program biologic de supraviețuire. Deci, toți microbii apar și se înmulțesc pentru a favoriza refacerea organismului conform unei logici foarte precise, în conformitate cu patologia, organul implicat și cu misiunea pe care o au de îndeplinit, de eliminare a tumorilor sau de refacerea țesuturilor. Deci, microbii sunt coordonați de creier, ciupercile și micobacteriile
sunt prezente în organele care derivă din endoderm. Deci din endoderm s-a format trunchiul cerebral, deci este cel mai vechi creier al nostru. Bacteriile derivă din mezoderm, care s-a format, deci cerebelul și măduva cerebrală sunt, aparțin mezodermului, iar virusurile aparțin de ectoderm, respectiv de creierul mare, da? De cortexul cerebral. Hammer susține că microbii sunt aliații noștri și prin eliminarea lor pe cale medicamentoasă, mai ales cu antibiotice, se întrerupe procesul natural de vindecare. A cincea lege, legea chintesenței. Atunci când doctorul Hammer a formulat cea de-a patra lege biologică, și-a dat seama că, de fapt, cele patru legi biologice sunt valabile nu numai în cazul cancerului, ci în cazul tuturor bolilor. Din cele patru legi biologice s-a născut cea de-a cincea, legea înțelegerii. Boala este manifestarea unui program biologic de supraviețuire compus din două faze. Are rolul de a ajuta organismul pentru a soluționa un conflict biologic. Știind acum că fiecare boală este provocată de un șoc emoțional și faptul că boala are un scop precis, nu trebuie să o privim ca pe un lucru negativ. Natura este perfectă și atunci, dacă urmărim modificările din corpul nostru, putem afirma că boala în sine nu există. Cele două faze ale bolii, cea de conflict activ și cea de vindecare, care survine după rezolvarea conflictului, sunt de fapt programe biologice inteligente de supraviețuire. Aceste programe s-au dezvoltat de-a lungul evoluției speciilor și au rolul de a adapta organismul la situațiile neprevăzute care pot periclita supraviețuirea speciei. Haideți să vedem câteva conflicte. Da? Trunchiul cerebral administrează cele mai arhaice conflicte, cele de importanță vitală. A prinde, a înghiți, a digera, a face să treacă și a elimina îmbucătura în toate sensurile, de la hrană, la bani, de la aerul respirat, până la câștigarea unui pariu sau unui proces. Creierul mic administrează conflictele referitoare la cui și la integritatea persoanei. Moduva cerebrală administrează conflictele de devalorizare și pe cele referitoare la unele aspecte ale sexualității. Cortexul cerebral administrează conflicte referitoare la teritoriu și la frontierele ce delimitează personalitatea individului prin raport cu alții. De exemplu, un bărbat poate suferi un șoc conflictual de pierderea teritoriului când își pierde casa sau locul de muncă pe neașteptate. Pentru o femeie, un șoc conflictual în cuib poate fi o grijă pentru binele unuia dintre membrii familiei. Un șoc conflictual de tipul abandonului poate fi declanșat de un divorț neprevăzut sau de o ospitalizare de urgență. Copiii suferă deseori un șoc conflictual de separare atunci când mama se decide să se întoarcă la servici sau când se despart părinții. Doctorul Hammer afirmă că noua medicină germanică poate fi studiată în universități în două zile și are dreptate. Legile sale sunt atât de simple încât pe bună dreptate ne întrebăm cum de nu s-a gândit altcineva la acest lucru până acum. Răspunsul are la bază principiul evoluției, pentru că o nouă descoperire să vadă lumina zilei trebuie să sosească momentul potrivit și mai trebuie ca cel puțin o parte din umanitate să atingă un anumit nivel de conștiință pentru a putea folosi descoperirea. Despre mafia medicală aș putea să vă spun câteva cuvinte. Am ales să aleg doar acele locuri, acele pasaje care au legătură cu descoperirea doctorului Hammer. Această carte a creat o reacție mediatică extraordinară, nu puteau suporta ca un membru de-a lor să divulge secrete, ar fi avut, dar n-ar fi trebuit să le afle. Această carte nu dorește să fie un denunț împotriva sistemului medical, ci dimpotrivă, un instrument care să ne ajute să înțelegem de fapt cum funcționează sistemul medical. În 1852, oameni de știință au influențat în mod diametral în științele medicale. Unul este Louis Pasteur, despre care cu toții ați auzit, celălalt este Bechamp, despre care sunt sigură că nu ați auzit. Ei studiau, încercau să înțeleagă de ce se putrezește carnea, de ce fermentează vinul, etc. Ei credeau că agentul care provoacă aceste fenomene venea de nicăieri. Un alt om de știință, acest Bechamp, a plecat asupra microscopului său, studia sângele viu. Sublinia sângele viu, nu cel în care s-au pus o felul de substanțe chimice. El a vrea să demonstreze că fermentația rezultă din organisme mici, numite microzime, care se găseau atât în interiorul celulelor, cât
cât și în exteriorul corpului. Aceste microzime se află la originea vieții, fiind întâlnite la oameni, la animale, la vegetale și la microorganisme. Boala survine atunci când un dezechilibru perturbă funcționarea normală a microzimelor. Când starea de sănătate este rea, datorită subnutriției, intoxicațiilor, stresului fizic sau moral, microzima se transformă în microb. Acesta este un prieten intern al organismului, el tinde să restabilească echilibrul. Deci exact ce a spus doctorul Hammer în 1850, a început să spună și Bechon. Pasteur, în schimb, un om ambițios, a plagiat descoperirea lui Bechon și a declarat că aceste mici organisme vin numai din exterior, deci aceste microorganisme ne atacă și trebuie să luptăm împotriva acestora. Trebuie să declarăm război. El a omis să spună că acești microbi în aer liber își pierd virulența și de atunci minciuna se perpetuează și purtăm măști în modul cel mai caragios. Da? Aceste două teorii sunt diametral opuse. Pentru Pasteur, microbul este cel care produce boala. Pentru Bechon, boala este cea care activează microbul. Oare cine spune adevărul? Mai spre zilele noastre, Gaston Lesens a avut o contribuție deosebită pentru că a descoperit un microscop cu care putea observa foarte bine microzimele descrise de Bechon. El i-a numit somatide. Și a spus la fel, somatida este cea mai mică particulă via a materiei, poate lua orice formă, spor, bacterie, bacil, bastonaj, este sursa vieții. Somatida este nemuritoare, ea nu poate fi distrusă prin niciun mijloc fizic sau chimic. La moartea noastră, ea devine bacterie și asigură descompune organismul nostru în componentele sale de bază, în oxigen, hidrogen și carbon. După ce a terminat lucrul, această bacteria redevine somatida și se întoarce în natură. Deci somatida este un condensator de energie. Ea condensează energia cosmică și o transmite materiei. Face legătura dintre spirit și materie. Oare nu aceasta e definiția sufletului? Deci, cu ajutorul acestui somatoscop, se pot... putem observa somatida, care poate fi într-o stare foarte bună. Înseamnă că avem sănătate bună. Dacă prezintă câteva anomalii, avem o sănătate alterată. Iar dacă prezintă mai multe forme, deci s-a transformat deja în anumite forme, înseamnă că boala s-a instalat. Pentru cazul în care boala s-a instalat, el a inventat un remediu care poate să restabilească una funcționarea sistemului imunitar, permițând elementelor anormale să revină la forma inițială. Remediul se numește 714X, se injectează în limfă, nu are efecte secundare, nu vindecă boala, dar ridică starea de sănătate. Ne revine pofta de mâncare, avem energia necesară pentru a rezolva conflictele, problemele care de fapt au declanșat boala. Pentru mai multe informații puteți să citiți pe www.cerve.com. Este ciclul somatidian și doctorul Nesons. Care mi-a plăcut acest citat al lui Einstein, care spune că fiecare om are dreptul de a-și asculta conștiința și are datoria de a acționa în funcție de ceea ce aceasta îi dictează. În grijă din punct evoluționism au apărut mai multe cărți. Toate aceste cărți au un singur scop, de a ne ajuta să ajungem la acea informație de care avem nevoie pentru a redeveni stăpânii vieților noastre, a deveni suverani pentru a nu mai depinde de nimeni. Bineînțeles, putem cere ajutorul profesioniștilor, dar aduceți-vă aminte ce am spus. Dacă boala este un lucru care s-a întâmplat din cauza unui șoc emoțional pe care l-am trăit eu, poate cineva din exterior să mă vindece? Deci singurul care mă poate vindeca sunt eu, prin rezolvarea conflictelor pe care le-am. Și pe toată lumea îndemn la un singur lucru, să deveniți curioși, să doriți să aflați, de fapt, care este cauza oricărei manifestări care vi se întâmplă în viața voastră sau a celor din celor dragi vouă, din familia voastră sau a prietenilor noștri. Trebuie să fim foarte atenți la cei din jurul nostru și atunci când observăm că cineva pierde din greutate, care e somn, că nu are poftă de mâncare, care extremitățile este clar că este în faza activă a conflictului, trebuie ajutat să-și găsească echilibrul, să-și rezolve problema și să fie încurajat să aibă răbdare pentru perioada care urmează, în care avem simptome și putem avea neplăceri sau poate sunt anumite situații în care, de exemplu, o tumoră crește atât de mult că blochează funcționarea unui organ și atunci trebuie operat. Dar numai în cazuri extreme. În pauză, dacă doriți să vă uitați la cărțile pe care le-am adus, cu mare drag, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sunt plăcută că văd că trebuie să mă încadrez la... este fix 40, am terminat. Da? Da.
Na bun. Ce aș putea să vă mai spun? Poftiți. Componenta genetică nu are nicio putere în declanșarea bolilor. Componenta genetică este un mare mister, în sensul că boli ereditare, doctorul Hanna spune că nu există. Există modele comportamentale pe care le însușim în familie. Deci un copil până la vârsta de 7 ani este un computer gol care memorează tot ce se întâmplă în jurul său, începând de la felul în care se comportă părinții, felul în care reacționează și relaționează cu cei din jur, cât sunt de deschiși, cât sunt de secretoși. Și aceste modele comportamentale se imprimă și asupra copiilor, în mod inconștient. Aici, deci doctorul Hanna spune că boli ereditare nu există. Norma medicină germanică nu se aplică atunci când apar malformații congenitale datorită alimentelor tratate genetic, care nu se știe nici până ziua de azi ce efecte neprevăzute pot avea, sau în cazul accidentelor. Deci atunci când avem un accident și se rupe un os, este clar că este un accident, este un program biologic de supraviețuire. Deci trebuie să rețineți că întotdeauna boala, dacă putem să numim așa, are un singur scop, de a ne face atenți că ceva nu este în regulă în viața noastră, ci să avem curajul să corectăm acele lucruri nefavorabile nouă. Deci, practic, boala ne împinge să facem un pas înainte, să devenim mai conștienți și să corectăm problemele care au apărut. Deci cu foarte mult curaj, de multe ori trebuie curaj, pentru că în spatele conflictelor se află foarte multe frici. Și cum viața noastră nu se învârte decât în jurul fricilor, avem foarte multe frici de transformat. Însă trebuie să o facem în interesul nostru, pentru că dacă stăm foarte mult în stare de conflict activ, boala poate avea un final nefericit sau chiar tragic. Alimentație sănătoasă, poate că influența? Este foarte important alimentația sănătoasă și să încercăm să consumăm alimente pure, netratate genetic, apă pură, și să avem tot timpul această preocupare pentru a fi tot timpul în echilibru cu noi înșine și cu cei din jur. Este foarte important. Și totul este în regulă. Îndărmite să vă întrebare. Era vorba, eu să fiu din terapeut care lucrează exact cu tot felul. Dar am o întrebare vis-a-vis de temperatură. Această temperatură are la un moment dat un climax foarte sus. De bine, la copii, eu însă mai avem un copil pe care nu îl plătesc în bibliotecă și așa. Nu înțeleg în ce moment se pot da și nu se pot da copii medicință care ar interdice copilor, pentru că la ei e pericolul de convulsii cerebrale. Cât e de periculos să lași un copil să-i duce pe la 40 fără să-i răscați? Deci foarte important că atunci când este o creștere de temperatură 37-37,5 nu trebuie intervenit sub nicio formă, pentru că tocmai se înmulțesc bacteriile necesare ca să-și facă treaba. Atunci când vorbim de 39 sau 40, în mod normal, dacă înainte nu se intervin cu antibiotice, este de scurtă durată, medicii chinezi spun că temperatura foarte înaltă începe peste 41. În astfel de situații în care și eu sunt mama doi copii și știu și am trecut și eu prin așa ceva, în afară de a pune comprese cu apă rece, de a liniști copilul, nu trebuie intervenit mai mult. Foarte multe lichide, comprese cu apă rece, pe la extremități, așa cum am fost învățați, și este suficient, pentru că nu durează foarte mult. Problema atunci apare când s-au repetat ciclul de antibiotice și nu s-a refăcut, s-a dat alt spectru de antibiotice și iarăși organismul în continuare încearcă să-și facă treaba, să le mulțească din nou și iarăși le dăm în cap. Atunci sunt probleme când sunt perioade foarte lungi. În mod normal ar trebui să dureze foarte mult. Și cu comprese se poate, și cu liniștirea copilului și încurajarea lui că totul va fi bine. Foarte important. Deci l-a lăsat să mestele pe periculință, să foarte mult, dar poate avea alte antecedente. Și înțeleg că există foarte adevărat că se pot întâmpla, dar ceea ce ne este propune este să hidratăm și să facem nu doar comprese, să pot face chiar și dușul creștii, supărate, te duci cu el în cadă, dai drumul la apă, la temperatura de baie obișnuită și o faci din ce în ce mai rece. Nu vei ajunge la 39. Dacă ajungi, există da, și dacă îmi permiteți, da, pe care am întrebat, biologia credinței a lui Spinton se răspunde la întrebarea cu genetica și cum răspunsul nostru la informațiile și cum percepem mediul modifică, de fapt, adevărul nostru. Deci informația nu merge din un sens în altul, este intenționată. Nu știu, biologia credinței o carte de potențări.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să mai adaug eu ceva la ce a spus doamna Clara Sechei. Faptul că bolile ne sunt învățători, deci pe lângă faptul că putem să ne vindecăm așa cum a spus dânsa, mai și învățăm câte ceva despre noi și despre relația noastră cu întregul. Și acest aspect este de luat în seamă.